Salut! Să trăiți cu dumneavoastră, bună ziua! Bună ziua și bine ați venit la noi. V-am invitat astăzi aici, bine, 6 septembrie, să ne fiți alături de cetățenii Comunei Mosca, la sediul primăriei pentru a participa la evenimentele prilejuite de recepția la terminarea lucrărilor a obiectivului înființare, sistem de canalizare și stație de epurare în satele Mosca și Băureni. Acest obiectiv de investiție reprezintă cea de-a doua componentă a proiectului Sistem Integrat de Gestionare a Apelor în Comuna Mosca, cu valoare totală de 13.141.874,96 lei, finanțat în procent de 85% de Ministerul Mediului, prin intermediul programului multianual de abilitarea și extinderea infrastructurii de apă și apă uzată, apă potabilă și apă uzată. Finalizarea acestui proiect reprezintă un pas important în dezvoltarea durabilă a Comunei Mosca. Mie îmi revine onoarea de a face recepția la această lucrare, dar meritul nu este al meu. Eu deja am preluat mandatul, mă ocup acum mai mult de partea de plată, că au fost niște arierate pentru care a trebuit să facem contract, să finalizăm, să plătim totul pentru finalizarea proiectului. Avem de față pe domnul președinte Relu Fenichiu, președinte Partidului Național Liberal, președintele organizației la Pașcani al Partidului Național Liberal, domnul Dascălu Petru. În comisie de recepție avem reprezentanții executantului, firma Geprocon. Avem reprezentanți de la Arsacis, de la Medos, care asigură dirigenția de șantier, și de la Pavital. Noi, pe viitor, intenționăm să predăm către Apa Vital întreg sistemul de apă și canalizare. Dacă invitații pot să adreseze câteva cuvinte și mă refer la domnul Relu Fenichiu prima dată, după aia ne vom deplasa în teren, o să facem, tăiem pambrica la stația de epurare, după aia urmează și o parte festivă la Codrii Pașcanilor. Eu, dacă domnul Murariu vrea să completeze, era și atunci viceprimar, și acum e tot viceprimar, și sau bat de proiect. În acea perioadă era primar domnul Cosmo Orel, care este de față, și inițiativa le aparține lor. Dau cuvântul domnului viceprimar. Mulțumesc. În primul rând, țin să mulțumesc pentru participare și în special domnului președinte Relu Fenichiu, că în 2007 m-a ajutat să obțin finanțarea pentru acest proiect, ce a fost inițiat în 2006 și în momentul când m-am apucat de acest proiect, într-adevăr cu o valoare mult mai mare, o parte din
cunoștințe, cetățeni, consilieri, nu credeau că voi duce la sfârșit această investiție. Mai mult, poate au luat-o în derâdere, dar într-adevăr, munca n-a fost ușoară. A fost o muncă amplă, complexă. Atribuția care mi-a fost încredințată pe linia de partid era să-mi execut studii de fezabilitate, după care domnul președinte Renu Ferechiu, solicitându-mi dosarul, angajându-se că investiția va intra pe finanțare cu ajutorul dumneavoastră. De aceasta mulțumesc, domnule președinte, în numele comunității, ne-a fost de mare ajutor și astăzi ne putem mândri cu această investiție la nivelul local. Președinte, să spună câteva cuvinte. Poate să o facem și așa, dar să nu ne mai ridicăm toți în picioare așa când vorbim. Eu, în primul rând, vă mulțumesc pentru invitație, pentru că de puține ori, atunci când se finalizează un proiect, mai ales un proiect care durează ani, oamenii își mai aduc aminte cum a început și cum s-a desfășurat. Trebuie să recunosc și poate la un moment dat vom recunoaște cu toții că, într-adevăr, anii 2004-2008 au fost niște ani foarte benefici pentru România și pentru Iași. În acea perioadă, în județul Iași, au demarat și multe dintre ele s-au finalizat până acum peste 1000 de proiecte. Fie ele proiecte de reabilitări de școli, grădinițe, chiar sunt două grădinițe și o școală făcută tot în perioada aia, aici în Moțca. La noi e început, da. Început. Deci, am spus început de unele din ele terminate. Oare ca obiectiv domnul primar. Exact. De ce vă spun asta? Pentru că nu e de vorbit, putem vorbi multe toată ziua. Să omorâm câinii, ce facem cu cioabă și cu regii lor, dar ne umplem timpul cu prostiile astea și uităm de lucrurile importante pe care trebuie să le facem. Știți, romanii, ca să conducă imperiul, aveau o vorbă, să le dea oamenilor pâine și circ. Eu sper că nu mai suntem ca în vremea aia, să le dăm oamenilor pâine și circ ca să-i ținem ocupați. Eu cred că trebuie să fim eficienți și să le dăm oamenilor ceea ce e nevoie să aibă în această perioadă, în secolul 21. Și am fost foarte bucuros să aud din gura președintelui Consiliului Județean Iași, a domnului Adomniței, că are ambiția ca până la sfârșitul acestui mandat toate comunele din Iași să aibă apă și canal. Ceea ce este un lucru foarte important și cred că este un important pas spre modernizarea satului românesc. Avem nevoie de apă și canal, avem nevoie de străzi, avem nevoie de lumină, de curent electric. Sunt cel puțin aceste trei chestiuni, lucruri indispensabile unui trai decent. Dincolo de asta, bineînțeles, mai avem mare nevoie de două lucruri care sunt aproape total nefuncționare și aici mă refer la sistemul de sănătate în mediul rural și la sistemul de educație. În mult prea multe zone din România și din Iași, bineînțeles, sistemul de educație din mediul rural nu se ridică la nivelul cerințelor actuale. Mi-am permis să fac această, să spun eu, divagație, pentru că sunt lucruri în care cred, lucruri pe care trebuie să le spunem cu tărie. Nu sunt un fan al tăierilor de pangrică, dar și aceste inaugurări sunt chestiuni care trebuie făcute. Îi urez domnului primar, așa cum acum inaugurează un obiectiv începând de alții, început de alții, să lase și dumnealui altora care vor veni după dumnealui, sau poate în mandatele următoare ale dumnealui, să inaugureze obiective pe care le începe acum și care sunt necesare pentru comunitate. Eu vă doresc să aveți în cel mai scurt timp în Comuna Moțca
toate lucrurile de care eu v-am vorbit acum, aduse la nivelul secolului 21. Și vă mulțumesc! Domnul primar Cosma, dacă vrea să spună câteva cuvinte. Un fost primar, nu? Primar rămâne pe viață. În panoplie, existați fiind atât de ne bucurăm că avem alături de noi pe domnul deputat Rărul Fenechiu, președintele organizației județene a PNL-ului și un apropiat colaborator, cel mai bun colaborator al USL-ului, pentru că eu nădăjduiesc că USL-ul va rămâne o organizație puternică în România. Și inițiatorul. Și pe domnul Dascălu Petrică, care totdeauna a fost omul de sprijin al nostru în teritoriu, pentru că este mai aproape de noi și totdeauna ne consultam cu dânsul ceea ce trebuie să facem. Mi-aduc aminte de anul 2007, în care noi am inițiat aceste proiecte. Proiecte, de altfel, au fost mai multe care au fost. Noi am avut și puntea pietonală și podurile care am făcut în localitate. După o investiție destul de importantă, care am avut-o prima făcută de că, la propunerea mea în Comuna Moțca, gazul metan. Deci noi suntem o localitate care la ora actuală beneficiem de mai multe proiecte realizate. Nădăjduim că prin o colaborare și o muncă dusă la bun sfârșit de către fiecare care va veni sau care sunt la nivelul comunei, ca să facem, să realizăm în localitate totdeauna ceea ce își propune în primul rând și electoratul comunei, deci cetățenii comunei, ceea ce își doresc să putem realiza. Mulțumim pe această cale și domnul viceprimar, care în anul 2007, când eram eu primar, dânsul era și atunci viceprimar, a lucrat intens la studiul de fezabilitate și noi am insistat mereu alături de organizația județeană PNL, tot prin domnul deputat Rărul Fenechiu, care la acea vreme ne-a sprijinit în promulgarea proiectelor, deci în finalizarea proiectului și finanțarea, deci deschiderea finanțării, care, aprobarea finanțării, care a fost în anul 2007. Nu, niciodată n-am să uit și niciodată nu să desconsider activitatea celor care au fost după anul 2007-2008, în perioada 2008-2012, pentru că și dânșii au făcut ceva la nivel de comună, dar cele mai importante proiecte au fost rezolvate în anul 2000 până în 2006 și în perioada în care scurtă în care a fost, deci și domnul fost primar Arteni a promulgat, a plecat cu proiectul ăsta de canalizare, deci activitatea a fost începută în timpul anului mandatului domnului Arteni și s-a continuat în perioada mandatul domnului Obincă Serioja. Eu mă bucur că la nivel de comună se găsește înțelegere întotdeauna și că se lucrează și nu desconsideră activitatea unul față de altul. Și deci este o colaborare între noi și o muncă care se duce până la bun sfârșit. Așa nădăjduiesc că și conducerea județului, deci Consiliul Județean ne va sprijini ca în continuare să putem duce la finalizare și alte proiecte care le avem la nivel de comună Moțca, pentru că domnul președinte a domniței a promis că ne va sprijini foarte mult în activitatea cu construcția grădiniței. Deci trebuie să nu uite, să transmiteți dumneavoastră să nu uite. A promis că la Moțca se va face grădinița, clădirea care e deja se află la nivel de radier. Deci trebuie să nu se uite treaba asta, pentru că sunt câțiva ani buni de când radierul a fost turnat și un program care era aprobat pe undeva s-a împotmolit. Trebuie să ne ajute foarte mult în privința asta. Asta, nu? Deci trebuie să duceți dumneavoastră cuvântul nostru la domnul președinte al Consiliului Județean.
plăcere. Nădăjduiesc că în continuare vom lucra tot la fel în Comuna Mosca și vom lucra în colaborare pentru a duce la bun sfârșit și alte proiecte care sunt necesare pentru viața de zi cu zi a cetățenilor din comună. Eu vreau să-i mulțumesc domnului ministru că participă la această inaugurare și vreau să-i reamintesc că în perioada 2004-2008, fiind președintele organizației pe Ele Moțca, n-am lipsit nici la o ședință și tot am insistat la dânsul pentru realizarea unui proiect. Și în una din ședință am spus la toți, lăsați-mă în pace că trebuie să fac ceva pentru Moțca. Și îi mulțumesc foarte mult pentru că s-a ținut de cuvânt și a făcut această, a insistat să ne facă această investiție. Mulțumim, domnule ministru. Dintre priorități, la, de exemplu, la Partidul Național Liberal, suntem prinși cu trei obiective. Deci, asfaltarea DC111, a doua era trecută grădinița și terminarea grupurilor sanitare de la Școala Moțca. Deci, am văzut că, pur și simplu, la nivel declarativ, existăm cu aceste obiective și eu sper să avem prilejul să facem același lucru, să tăiem pamlica și acolo sau cel puțin cei care vor urma, dacă nu, dar măcar să le vedem finalizate din orice poziție am fi. Asta în binele comunității. Eu vă mulțumesc, vă invit să ne deplasăm în teren la stația de epurare. Hai. Da. Onoarea domnul președinte. Ține de aici. Da, taie-ți o bucată. Taie și mie o bucată să țin minte. Am fost aici. Mersi. Și cine mai vrea, mergeți mai departe. Vă-ți. Stația de epurare este o stație mecanobiologică
așa, cu capacitatea de 50 plus 400 metri cu pe zi, deci modulat în două moduli biologice, astfel încât să poată începe funcționarea de la debite mici. Inițial proiectul era 150 plus 300, ori 150 de metri cu pe zi, în condițiile în care abonații se vor racorda în timp și mai încet, așa, ar fi însemnat ca un an de zile să stânim stația Newton la dânsă. Așa, 50 de metri cubi, probabil că o să-i adunăm mai repede. Acum, de exemplu, nu avem apă ca să pornim instalațiile și să vă arătăm că ele funcționează întru tot. Deci, această stație are o parte mecanică la intrare, cu care intră apa, decantează, după aia se adună într-un bazin care se cheamă de omogenizare, de unde apa este luată și trecută prin această sită, în care se rețin substanțele grosierii și de acolo merge în treapta biologică. Modulul biologic, dacă îmi permiteți să... Aici, deci, mai avem dispozitivul de extragere a nămolului în saci. Deci, nămolul care rezultă din procesul tehnologic este adus aici, tratat cu polielectrolit, pentru ca să se spargă structura apei, ca să poată să iasă apa și nămolul să rămâie în saci. Și când se umple acest saci, sunt scoși și pus pe platformă și după aia transportați. Deci, aceasta este stația de preclorinare, adică de dezinfecții a apei care pleacă, gata, epurate, așa, cu hipoclorit de sodiu. Aici, deci, și instalația de preparat polielectrolit pentru dezhidratare. Și nămolului, nu? Da, pentru dezhidratarea nămolului. Și acesta este modulul biologic. Yes? N-are tot ce s-a făcut pe noi. Înăuntru n-are nimic. N-are cheie. N-are cheie, vă simi? Da. Deci am aici două suflante. Asigur aerul necesar pentru procesul biologic. Deci am două bazini în care au loc reacțiile biologice de reducerea carbonului și azotului. După aia avem un decantor secundar în care se limpezește apa și rezultă nămolul activ care e preluat și dus în față. Așa, și după care din acest decantor secundar apa merge la bazinul de evacuare, probabil care este aici, unde vine clorinarea, se face dezinfecția cu hipoclorit și după aia ajunge în nodul care este emisar. Deci, aici e domnul Teșu, ultimul care asta e ultimul. Aici, de aici se pompează în... Aici avem Moldova. Moldova, e mai sus Moldova decât aici? Sus nivelul... Moldova e de jos, dar ca să mergem cu poantă, aș fi ieșit sub salvegul râului Moldova, cu o poantă normală. Deci, acel modul o să intre primul în funcțiune, imediat cum o să racordeze măcar 100 de abonați, ca să realizăm... Dar când ați terminat lucrarea? Nu, de fapt, stați, că acum ați terminat. E finalizat. E finalizat, noi propriile le-am făcut la rece și... Așa, la, da? Apă, la apă curentă, câți oameni aveți racordat? Păi sunt în Băureni, erau 30 ceva, 40. Cam cât s-a dat? 60. 60 de familii sunt racordate la apă curentă, da? De Băureni. Nu vorbesc de canalizare. Nu mai apă. Dar praf, mă, sunt apă de Băureni. Da. Nu, deci în sistemul ăsta integrat au avut o parte de alimentare cu apa satului Băureni, ce nu avea. Canalizare a fost mult. Și canalizare pe ambele sate. Și, dar Moțca nu are alimentare cu apă acum? Are. Și în Moțca cât sunt conectați? Moțca sunt... Până sus la pădure. Majoritatea. Așteptăm ca o parte din ăsta să se conecteze și la canalizare, nu? Categoric, trebuie să... Are bursă. Acum, cum să vă zic, eu... A fost un pic cam costisitor pentru Comuna Moțca proiectul ăsta. Nu-i complet, o să mai trebuia să făcute anumite extinderi ca să beneficieze toți, cel puțin în satul Moțca, sunt zone pe ulițe, nu beneficiază, pe ulițe. Acolo va fi cumva
toate orientate cam spre râu, așa, deci se adune undeva și până se pompezi cu înapoi în cămine, un sistem din asta. O să facem niște extinderi. Bine, haideți să mergem, am văzut. Așa, bine ce s-a realizat. Deci în etapa următoare, după ce se umple capacitatea de 50 de metri cu pe zi, se oprește asta și pornim cu 400. Și în final, când o să fie debitul necesar, o să meargă și una și alta în paralel. Țângă de ce să meargă în paralel, procesul este automatizat. La 450, la câte familii? La 450 sunt 2980 locuitori echivalenți, ca așa se ia calcul, 3000 de locuitori. Mosca și 900 blăgeri. Aproape localitate. 4000 de locuitori echivalenți. Întreaga comună pot fi racordat și apa e purată fără probleme. Da, este socotit pentru întreaga comună. Nu, capacitatea este... Cea mai mare greșeală este să gândești pe termen scurt. Dacă ați făcut așa, înseamnă că s-a gândit pe termen lung și foarte bine. Da, făcut o îmbunătățire a proiectului. Pentru că într-o perioadă de, sunt convins că toți oamenii se vor racorda. Hai de vreau într-un an, un an și ceva, sigur că o să durez un pic și... Haideți, domnul Teșu. Sănătate. Da, domnul, veniți cu noi. Mulțumim. Mai la urmă. Povestiți acolo la urmă. Da, 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 continu.